Aleluia! Toată seara am visat un vis și de aceea vreau să-l împărtășesc cu voi, pentru că este prezidirea bisericii și totodată este, eu cred că este o întărire, pentru că este referitor la lucrurile care se vor întâmpla. Și Dumnezeu poate mi l-a dat acest vis ca să ne pregătim pentru vremurile ce va urma. Și am visat că era o coloană de militari și încă o coloană de polițiști. Și în fruntea lor, în cap, era un om cu un caiet gros care avea scris pe el toate CNP-urile, la fiecare om în parte, codul numeric personal. Și umbla din casă în casă și cu injecția în mână, cu chipul. Era omul ăla care era în frunte. Și se întreba cu vorba frumoasă, nu te lua la japcă. Și spunea, vrei să accepti această injecție pentru că este supunerea legii în societate. Nu o dorești, te rog să părăsești casa și tot ce ți-a aparținut până acum. Pentru că dacă nu te supui legii, nu ai dreptul să mai stai în casa ta, nu ai dreptul să mai locuiești cum ai locuit până acum, nu ai dreptul să mai viața care ai avut-o până acum. Și noi creștini, chiar după strada noastră, că așa m-am visat pe strada mea acolo, am ieșit toți în stradă, ne-am luat câte o pătură, ne-am luat copiii după noi și am plecat de acasă și n-am acceptat acea injecție. Și am ajuns la poalele unui munte și stăteam într-o peșteră. Și nu aveam mâncare, nu aveam nimic acolo. Doar știu că stăteam toți grămadă acolo și plângeam și ne rugam. Dar nu ne era foame. Și așteptam clipa să vii Domnul să ia. Și după 3 zile a venit acel om cu injecția în mână și ne-a întins o masă cu fel de fel de bunătăți și a spus, luați-mă amărâților și mâncați. Și asta este dovada înțelepciunii voastre, voi nu aveți înțelepciune. Vă țineți și copiii nemâncați pe lângă voi. Puneți și dați la copii să mănânce. Doar acceptați această mică injecție, ce vă face, mă? Și vă întoarceți la casele voastre și vă luați viața cum ați avut-o până acum. Și noi, uite așa, ne-am dat înapoi. Ne-am dat înapoi și ne îngrozeam de omul ăla. Îl vedeam ca când îl vezi pe diavol. Dar ceva m-a afectat foarte tare. Mulți dintre noi s-a dus și își întindea mâna dreaptă. Și s-a așezat la masă și mânca. Și eu strigam de acolo, eram chiar între vecinii mei. Și strigam, mă! Voi ați uitat ce scrie în Scriptură, să nu te așezi la masa celor bajocoritori, să nu stai la masă cu ei, să nu te așezi pe scaunul. Voi ați uitat ce vă spunea pastorul în biserică, mă, voi sunteți creștini. Nu-i cunoșteam așa la față, dar eram conștientă că erau creștini. Voi v-ați predat viața în mâna Domnului și mai avem puțin aici. Și să pierdem? Pentru ce să pierdem? Mai răbdați puțin. Și nici nu m-a ascultat. S-a așezat la masă, a mâncat și-au luat copii și-au plecat spre casele lor, fiecare. Și noi am rămas acolo în continuare. Și după ce a plecat omul ăla, soacră mea, mama Elena, că eu așa zic, a furat 2 pui de acasă, pe furiș de omul ăla. Și a făcut o tocăniță. Și era într-o tigăiță mică așa și eram toți strânși acolo la masa aia mică. Și întindeam acolo și mâncarea aia nu se termină cât am mâncat. Și eu m-am supărat și am zis, Doamne, dar cât mai întârzi, că nu vezi că noi nu mai putem să răbdăm? De ce întârzi atât? Dar pentru cine mai întârzi? Și m-am supărat și m-am mâniat și n-am mai mâncat. Și după 3 zile a venit omul acela iar și a venit cu o armă. Și a spus, aliniați-vă toți în rând, cu copii cu toți. Că vreau să vă împușc, pentru că nu vă supuneți legii. Sunteți căpoși. Și vreau să scap de voi. Și ne-am întins toți cu copiii lângă noi, așa de mână într-un șir lung, și cântam un cântec. Vom călca pe străzi de aur, vom călca pe străzi de aur. Vom sta la masă cu Avram, cu Enoch și cu Ilie și cu cei ce au ars de vii. Nu era frică de acel om că stătea cu pușca îndreptată spre noi. Și noi cântam și ne bucuram că a venit clipa să plecăm. Și
Noi tot cântam cu ochii închiși și eu am strigat din gloata aia de oameni. Te rog frumos să-mi omori întâi copiii, ca să fiu sigură că mergi cu mine în cer. Și pe urmă am pus pe mine. Și aveam doi copii de mână. Și am pușcat copiii și pe urmă am pușcat pe mine. Și am simțit că plutesc, că îmi dau sufletul în mâna Domnului. Și mă bucuram și m-am trezit cântând și cântam, vă călca pe Domnul. Aceasta este spre întărirea voastră, dacă vor veni aceste vremuri, să fim tari și să trecem peste ele. Mă scuzați că v-am răspuns.